Bine v-am găsit la Nașu TV Canada, astăzi într-o zi de sărbătoare. Vreau să vă urez tuturor românilor de pretutindeni care ne priviți și ne sunteți alături de fiecare dată, Hristos a înviat! Și să vă doresc tuturor să aveți un Paște fericit, sărbători minunate alături de cei dragi și această primăvară să vă fie caldă și să vă aducă numai fericire, bucurii și să ne dea Dumnezeu libertate, ca să spun așa. În această zi minunată nu puteam să am alături de mine decât pe Părintele Maxim. Bine ai venit din nou la noi în studio. Bun găsit, Hristos a înviat dumneavoastră și tuturor telespectatorilor. Vă mulțumesc, doamna Felicia Popa, și pentru invitație și pentru tot ceea ce faceți pentru Episcopia Ortodoxă Română a Canadei și pentru Catedrala Episcopală din Saint-Hubert. Aduc cu mine gândurile bune și binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ioan Casian, care vă transmite tuturor sărbători cu bucurie, cu pace și cu liniște în suflet și să sperăm că vom avea parte de un progres duhovnicesc în acest an și că învierea Domnului ne va face să trăim cu mai multă intensitate anumite aspecte care țin de viața spirituală, de care, precum se vede, avem atât de multă nevoie. Înainte de a începe subiectul, să intrăm din plin în subiectul acestei emisiuni, aș dori să le spun celor care vă cunosc și care știu că vă urmăresc pe toate mediile sociale că am avut bucuria în ultima lună, să spun, să scoatem trei dintre multele cărți pe care le-ați scris și să le prezint aici. Deci, Spiritualitate și Isahas românesc, articole și eseuri teologice. Am reimprimat, bănuiesc că la cererea publicului, am reimprimat Virgil Gheorghiu în Comunism, Capitalism și Național Socialism. Și această carte care am ținut neapărat să o citesc și pe care nu puteam, nu o găseam nicăieri, Virgil Gheorghiu și Monica Lovinescu, Conflictul Orei 25, reflectat în dosarele securității. Acest lucru s-a întâmplat după ce noi am avut acele frumoase emisiuni despre Virgil Gheorghiu și debutul său în literatură și nu numai, devenind mai târziu preot, emisiune care am avut plăcere să o fac împreună cu dumneavoastră. Așa este, despre mulțumesc. Viața și opera Virgil Gheorghiu, mai puțin cunoscut. Așa este, vă mulțumesc foarte mult. Ele sunt cărți cu care sunt mândru și cu care mă bucură. Cea albastră are la bază teza mea de doctorat susținută la Universitatea Pontificală Angelicum din Roma și a apărut la Peter Lang la Berlin. Cea despre cu spiritualitate și isihasm românesc conține prelegerile pe care le-am susținut anul trecut în cadrul Centrului de Formare Teologică, Culturală și Catehetică a Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei din Montreal și vorbește despre isihasm în context românesc. Iar cealaltă este o carte care a apărut la editura Icon din București și care a fost lansată în 2022 la Târgu de Carte Gaudiamus și care a fost deja bine primită, am și câteva cronici de întâmpinare, care vine să vorbească despre modul în care se reflectă acel conflict al lui Virgil Gheorghiu și Monica Lovinescu în dosarele securității și vine, așa cum a spus, ca urmare a emisiunilor pe care le-am făcut despre Virgil Gheorghiu și care au avut anumite ecouri frumoase, pentru că au fost oameni care mi-au scris și care mi-au spus că i-am stimulat să afle mai multe despre acest scriitor și cărora cred că le vor folosi aceste volume. Și vă mulțumesc pentru tot ajutorul pe care mi l-ați dat în imprimarea lor și în promovarea anumitor idei și în promovarea lui Virgil Gheorghiu, pentru că, până la urmă, scopul cărților și a emisiunilor a fost să-l aducem în atenție pe Gheorghiu, care este încă un scriitor marginalizat al diasporei românești, în ciuda faptului că este cel mai tradus scriitor român al tuturor timpurilor, după știința mea. Și deși, dacă vedeți aici, am foarte multe cărți, câteva din foarte multele cărți pe care Părintele Maxim le-a scris, am putea crede că nu stă decât și scrie, ceea ce nu e adevărat. Deci a avut o săptămână grea, nu, să spun așa, înainte de această zi frumoasă pe care o sărbătorim astăzi. A, pentru noi și săptămâna mare exact, a fost extrem de încărcată, pentru că am avut în fiecare zi o denie, așa cum este specific perioada acestea liturgice, începând de joi am avut în fiecare dimineață slujbele specifice, iar apoi, sigur, astă noapte slujba învierii, pentru că la catedrală noi am slujit Sfânta Liturghie după ce am terminat canonul sâmbetei celei mari și canonul învierii noaptea și ne pregătim de vecernia
în mai multe limbi, care vine să vă vestească universalitatea mesajului creștin și care este specific, este una dintre puținele vecernii cu Evanghelie, cea din ziua de Paște. Așa că a fost o perioadă încărcată, la fel cum a fost perioada postului, la fel cum a fost și perioadele de când am venit aici în Canada, când din punct de vedere spiritual, administrativ, am fost destul de solicitat, dar acest lucru nu m-a împiedicat să mai scriu din când în când. E adevărat că nu mai funcționez cu toate motoarele pornite ca înainte, când eram preot part-time și activitatea mea se desfășura îndeopște în biblioteci și în contextul acela al mediului academic. Am lucrat înainte în universitate ca cercetător la Cluj, am avut două proiecte postdoctorale, unul la Roma, unul la Sibiu, am avut timpul de a vedea anumite biblioteci. Acum încerc să păstrez ce se mai poate și să fac totuși anumite lucruri, pentru că simt că literatura și teologia și istoria mă împlinesc și am avut și anumite bucurii și între ele sunt și acestea. Sperăm să mai am și altele bucurii din acestea în plan livresc, pe care să le pot împărtăși și cititorilor și telespectatorilor Nașu TV și pe care să le folosim ca prilej de discuție în viitor. Haideți să vorbim un pic despre ce reprezintă această sărbătoare la români și care sunt tradițiile specifice acestor zile. În primul și în primul rând trebuie să vă spun că ea este sărbătoarea fundamentală de căpetenie a creștinismului. De alminteri, era creștină începe odată cu învierea lui Hristos. Până la momentul învierii, Hristos este un proroc care face minuni, face lucruri extraordinare, dar au mai fost și alți proroci înaintea lui care au făcut minuni, care au propovăduit un mesaj frumos, care au propus un cod din acesta moral, dar ceea ce îl diferențiază în mod apodictic pe Hristos în raport cu toți ceilalți proroci de dinaintea lui și îl face să fie împlinirea tuturor prorociilor acestora, este actul învierii. Din altă perspectivă, actul învierii este cel care ne deschide nouă posibilitatea mântuirii și a îndumnezeirii, pentru că până atunci lumea s-a găsit într-o formă sau alta în așteptarea unui mântuitor. A avut promisiunea că poate să fie readusă la stadiul acela de dinainte de căderea protopărinților noștri, iar odată cu învierea lui Hristos, lucrul acesta a devenit o realitate. Și aș putea să spun că învierea Domnului reprezintă certificatul de naștere al Bisericii Ortodoxe, al Bisericii noastre creștine și nealterate. Și de aceea este punctul de căpetenie. Învierea Domnului este sărbătoarea cea mai mare a anului bisericesc și în jurul căreia gravitează tot ceea ce înseamnă calendarul ortodox. O să vedeți că există o organizare în jurul sărbătorii Paștelui a tuturor celorlalte sărbători și că ea este cea care dă tonul și generează modul în care sunt împărțite în decursul unui an bisericesc toate praznicele mari cu dată schimbătoare și unele dintre cele cu dată fixă. Pentru că în funcție de Paști avem praznicul Înălțării, în funcție de data Paștilor avem praznicul Rosarilor, Izvorul Tămăduirii în Săptămâna Luminată și multe, multe alte momente importante. Ca atare, este praznicul fundamental al creștinismului. Pentru noi, pentru români, învierea Domnului este extrem de importantă, pentru că suntem un popor care s-a născut creștin, spre deosebire de alte popoare care au fost încreștinate la o anume dată, nu? În 988 Kneazul Vladimir s-a încreștinat și atunci, odată cu el, întregul popor rus s-a încreștinat. La un moment dat s-au încreștinat anumiți principi și cu ei s-au încreștinat popoarele. Poporul român nu s-a încreștinat la o comandă politică, nu s-a încreștinat pentru că un anume lider harismatic a fost cel care a impus sau a ajutat ca acest lucru să se întâmple. S-a născut creștin pentru că creștinismul pătrunde în spațiul acesta al Daciei cucerite de romani, se răspândește și atunci când se finalizează etnogeneza românească, poporul acesta este deja unul prin venele căruia pulsează valorile creștine, elemente ale spiritualității și anumite aspecte care devin identitare ombilical legate. Și în limbă se poate vedea lucrul acesta, și în morală, și în toate aceste lucruri. Și sigur că pentru un popor care s-a născut creștin, sărbătoarea de căpetenie este învierea Domnului. Și de aceea o să vedeți că învierea Domnului este atât de frumos împământenită în folclorul românesc, în spiritualitatea românească, în modul în care românii își organizează chiar și viața aceasta, chiar și aspectele vieții lor simple, și că de aceea de ea s-au legat în decursul istoriei mai multe evenimente, mai multe momente și nu de puține ori o să vedeți în istoriografie care per cronologic, Paștele anului nu știu care, moment care circumscrie un anumit eveniment. Cel mai important dintr-un an. Sau e cel mai important, dar nu numai dintr-un an, chiar dintr-o epocă. Paștele anului nu știu care reprezintă momentul important, culminant al domniei nu știu cărui domnitor. O să vedeți și cronicare au folosit Paștele
ca un punct de referință, da, aceasta e formularea, mulțumesc. Și deci, pentru noi e extrem de important și există atât de multe tradiții care sunt legate de Paște, pe lângă cele bisericești, și care, îndeopște tradițiile acestea care sunt de bună calitate, converg sau sunt complementare tradițiilor bisericești. Și o să le vedeți foarte ușor, Pasca aceea, pâinea aceea cu brânză, uh-huh, care este însemnată, pecetluită cu semnul crucii, care, da, vine să vorbească despre răstignirea lui Hristos, ouăle roșii care vin să vorbească despre sângele care s-a scurs pe cruce și care e o mărturie a realității răstignirii și a realității învierii. Multă vreme unii au încercat să vorbească despre răstignirea lui Hristos ca fiind un fapt aparent. Minunile care s-au săvârșit atunci și evenimentele relatate de cronicari de primă mână și care pot fi la un moment dat verificate și istoriografic dacă e nevoie, vin să vorbească tocmai despre realitatea acestei răstigniri și morții lui Hristos urmată de înviere, care ne oferă nouă posibilitatea ca oameni să fim mântuiți. Pentru că dacă moartea lui Hristos ar fi fost una aparentă și nu una reală, învierea lui ar fi fost una aparentă și nu una reală, noi ca oameni n-am fi avut cu adevărat o legătură din aceasta de sânge, de carne, de ființă ontologică, cum îi zicem noi teologic, cu Dumnezeu. Urmărind pe Facebook și, mă rog, TikTok, e la mod acum, mi s-a părut foarte drăguț că la un moment dat explica cineva, deci, ce înseamnă Paștele la ortodoxi, și cealaltă persoană care nu era la curent neapărat cu tradițiile noastre punea întrebarea, dar unde vă este iepurașul de Paște? La care creștinul ortodoxul răspundea, noi n-avem iepurași, deci lăsați-ne cu iepurașii. Tradițiile noastre sunt mult mai complexe și mai înrădăcinate în tradiția Paștelui, în biserică, decât, să spunem, la alți creștini care nu sunt neapărat de rit ortodox. Mă uit în Occident, unde Crăciunul este de foarte multe ori rezumat sau redus la o anumită marcă de băutură carbogazoasă și Paștele redus la iepuraș. Pentru noi, Crăciunul și Paștele sunt ferm legate de Hristos și de activitatea lui pământească. Părerea mea este că, într-un fel, se duce o luptă sau nu știu cum să spun, prin care aceste tradiții românești care sunt legate strict de credință vor cumva să fie cumva separate și să se îndrepte în altă direcție, tocmai pentru a rupe legătura între credință și evenimentul respectiv. Cum, se încearcă mercantilizarea sărbătorii. Da, cum de exemplu la Crăciun nu îi se mai spune Christmas, îi se spune X-mas, X fiind, eu fiind profesor de matematică, X este o necunoscută, ceea ce este o blasfemie, ca să spun așa, că noi știm foarte bine cine este Hristos. Și de ce? Deci nu este un X, este o persoană bine stabilită. La fel și de Paște s-a introdus acest iepuraș tocmai pentru a disocia, să spunem, această sărbătoare de înțelesul primordial. Exemplele pot continua cu Halloween-ul și cu toate aceste lucruri. De fapt, e un proces istoric care își are cumva reversibilitatea lui, dacă mi-am gândit să-i spun așa. Adică la început creștinii au venit și au suprapus valorile lor peste ceea ce exista în societatea vremii respective. Și s-au încreștinat anumite lucruri păgâne dându-le valoare. Așa se întâmplă cu sărbătoarea Paștilor, care vine să primească elemente dintr-o păgânătate, dar care sunt încreștinate, cu Crăciunul, care vine și este suprapus cronologic odată cu legalizarea creștinismului peste sărbătoarea Saturnalilor desfințată de Constantin cel Mare, pentru că respectiva sărbătoare încheia anul civil, dar era o sărbătoare sângeroasă și se sfârșea de obicei cu, efectiv, cu acte de antropofagism, pentru că îl sacrificau un creștin în timpul persecuțiilor și îl mâncau la propriu. E bine, când au desfințat sărbătoarea respectivă, ei au suprapus sărbătoarea creștină a Crăciunului și au dat altă valoare acelui lucru. Lucrul acesta, odată cu secularizarea, a început să capete cealaltă pantă, să o ia pe panta descendentă și anumite valori creștine să fie transformate, să fie laicizate și deja transformate într-o chestiune mercantilă. Așa s-a întâmplat cu sărbătoarea tuturor sfinților din catolicism, din apus, care a devenit Halloween. De fapt, este sărbătoarea pomenirii morților și a tuturor sfinților în spațiul apusian și s-a produs procesul de descreștinare. Și acum se încearcă același lucru cu Paștele și cu Crăciunul.
Lucru care pe noi nu ne afectează, pentru că întotdeauna noi oferim alternativa și cei care vor cu adevărat să înțeleagă sensul unei sărbători cum este aceasta, n-au decât să o facă privind înspre valoarea pe care o are, valoarea genuină și înspre matricea în care s-a plămădit acest praznic. Pentru că dacă chiar vrei să înțelegi ce înseamnă Paștile și chiar vrei să mergi în profunzimea fenomenului, că nu, poți să te rezumi și la superficialitatea aceasta pe care lumea o propune, atunci trebuie să te duci înspre creștinism și valorile. Au comercializat-o, să spunem, în Occident. Da, a devenit da. O sărbătoare în care să se cumpere ciocolată, să se cumpere de Crăciun, mă rog, cadouri și da, pe când să-și în piardă, încă să-și se păstrează, noi în condie mouă. Și să știți că și noi la catedrală am avut zilele, săptămâni și au lucrat deja în postul acesta tinerii noștri sub îndrumarea doamnei Anca Coza, care se ocupă de școala duminicală și a celorlalte doamne de la școala duminicală, și cu mămicile împreună au lucrat copiii noștri mici și au încondiat-o cum se fac în Bucovina, tați de frumoase, și în Joia Mare le-au pus sub crucea lui Hristos la adenia celor 12 evanghelii. Și mi s-a părut un lucru tare frumos și o redescoperire a valorilor genuine. Copiii noștri care vin la biserică, de exemplu, au posibilitatea să înțeleagă că Paștele nu-i numai iepurașul și nu n-au văzut în asta un lucru rău. Să știți că nu-i nici boring plac, cum zic ei aici, faptul de a încondea, o dimpotrivă, au început cu vreo 5 copii și au terminat cu vreo 20 și ceva, pentru că și-au spus unul celuilalt, să vezi ce interesant e și avem pensule și desenăm noi și ne-au explicat cum. Și ne-am trezit la un moment dat că nu puteau să gestioneze aproape doamnele atât de multe cereri de a încondeia ouăle, pentru că atât de multe lucruri frumoase s-au întâmplat. Și iată, e o formă de redescoperire, de reîncreștinare. Biserica trebuie să facă pasul ăsta înapoi acum. Dacă societatea laicizată vine să lovească în valorile ei și să propună alternative golite de sensul lor propriu zis, lipsite cumva de consistență, ea trebuie să riposteze prin a redescoperi valorile genuine și cred că aceasta este soluția, să reîncepem să arătăm ce frumoase și ce valoroase sunt lucrurile acestea. Sigur că această încondere a ouălor a fost acompaniată de istorisiri privitoare la ceea ce a însemnat învierea Domnului și copiii au ieșit de acolo foarte bucuroși. De unde vine ciocnitul ouălor? De unde acum vine ciocnitul ouălor? Am vorbit de ouă. De la ouăle acelea care vin să vorbească despre faptul că Hristos, se pare că la un moment dat, una dintre tradiții spune că Maria Magdalena ar fi dus și ar fi așezat sub crucea lui Hristos, da, un coș cu ouă care s-au înroșit de sângele lui. Și ciocnitul acesta al ouălor vine să vorbească despre mărturisirea realității morții lui Hristos și tocmai de aceea este însoțit de mesajul acela, Hristos a înviat și adevărat a înviat. Și vine să vorbească despre modul în care Hristos, coborându-se la iad, a spart porțile iadului, pentru că zgomotul acela al ciocnitului simbolizează până la urmă ruperea porților iadului pe care a făcut-o Hristos odată cu pogorârea la iad. Ne aparține această tradiție sau o găsim nu, și la alte popoare? O găsim, doar că alte popoare au interpretat uneori diferit. Vedeți că noi vopsim ouăle roșii și asta este în continuitate cu ceea ce s-a întâmplat și arologică teologică. Da. Dar o să vedeți ouă vopsite și în albastru, o să vedeți ouă vopsite și cum în le verde. Vedem și noi aici pe ecran. Și la noi au mai apărut, dar adevăratele ouăle de Paști sunt ouăle roșii. Roșii, da. Însă o să vedeți și așa și sunt chestiuni care țin de o anumită cultură, de specificitate. Ei nu știu să vă spun în fiecare caz cum s-a ajuns la o anumită culoare și ce a simbolizat ea, dar există o logică teologică, pentru că bună oară culoarea verde este culoarea Duhului Sfânt și învierea poate fi percepută în relație cu Duhul Sfânt și dacă poporul maghiar a decis să vopsească ouăle verzi și nu roșii, probabil că acesta a fost argumentul sau probabil s-or fi gândit la modul în care întreaga natură vine să mărturisească învierea lui Hristos în Florin, pentru că vedeți, Paștele este și din punct de vedere practic o renaștere adevărată a naturii, semnul ăsta calendaristic, de identitate spre primăvară. De aia e în prima duminică cu lună plină după echinoxiul de primăvară. Pentru că timpul nostru este limitat în această emisiune, vrem să mai aflăm ce planuri, ce se mai pregătește, să spunem, în perioada imediat următoare în cadrul episcopiei sau a Bisericii Sfântul Gheorghe din Saint-Hubert. Sunt multe lucruri frumoase care se petrec. Bună oară, la sfârșitul lunii, comisia din partea Departamentului Education va pregăti o lecție de religie atât de frumoasă. Există acolo un comitet de doamne muncitoare și de domni, conduse de domnul Traian Pârvu de la Hamilton, de doamna Mihaela Ilade de la Gatineau, de doamna Anca Coza de la noi, de la catedrală și încă câteva doamne foarte hărnicuțe care de două ori pe an pregătesc o lecție de religie demonstrativă pe care după aceea o pun la dispoziție tuturor școlilor parohiale și atât de frumoasă și interactivă încât sunt implicați copiii din toată episcopia. Așa se petrece online
pentru că e aproape imposibil să-i aduni pe cei de pe coasta de vest cu cei din partea aceasta și cu cei din centrul Canadei și atunci e nevoie să facem lucrul acesta online. Apoi noi la catedrală suntem prinși într-o suită de evenimente. În 23, în Duminica Tomii, avem hramul catedralei pentru că hramul de bază al catedralei este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Am adăugat, începând cu anul trecut, și pe Sfinții Mucenici Epictet și Astion, pentru că suntem catedrală episcopală și ne permitem să avem două hramuri și am vrea să avem hramuri și, ca hram și ca ocrători și niște sfinți români și vom sărbători și pe ei cu ajutorul lui Dumnezeu pentru prima dată în acest an, în vară. Iar după aceea vom avea deci pe ce dată, ca pe să 23 aprilie, 23 Duminica aprilie Tomii. Invităm pe toată lumea, 2010 Bulevard Montreal, Marie, Saint-Hubert, J4 T, 2B 2B1, da, asta e codul poștal. Da, deci invităm la după aceea, dacă ne ajută Dumnezeu, în săptămâna următoare biserici sau cealaltă, o să vedem, vom avea o proiecție de film în premieră, un film dedicat părintului Gheorghe Calciu, care este ctitorul sufletesc al catedralei noastre, Glasul care strigă în pustie, un film realizat de părintele Ciprian Mega de la Oradea, premiat deja la Festivalul de Film de la Moscova, care a fost proiectat și la Cannes și în care ne-am pus nădejde frumoase pentru că vorbește despre un om care a avut de suferit în perioada comunistă, părintele Calciu. Apoi, în prima săptămână din mai, vom avea un turneu de șah, ediția a doua unui turneu de șah, organizat de Cezar Vitencu, la noi la catedrală. Prima ediție a fost un succes, cea de-a doua ediție se promite a fi un și mai mare succes, deja avem înscriși de la Gatineau și Ottawa și din parohiile învecinate și avem înscriși, pentru că am promovat și prin intermediul ziarului, acum îl promovăm și prin intermediul Nașu TV, avem înscriși din toată zona aceasta a Quebecului și e o mare bucurie că catedrala este cea care reunește aici și pentru activitate culturală tinerii. Data trecută au venit tineri din toate parohiile noastre și din alte parohii care o țin de Episcopia de la Vatra, au venit la noi la catedrală și a fost o competiție foarte serioasă, am închiriat joculețele de șah, le-am dat medalii. Este limită de vârstă? Sunt copii? Am impresia că 15 sau 16 ani, asta v-ar putea spune domnul Cezar Vitencu. O să-l aducem într-o emisiune viitoare să vorbească despre cum a decurs această ediție și în principiu îi primim de la cei mai mici, o să-i grupeze ei pe baza scorului respectiv, da. Ei să pricep că sunt specialiști, o să numai fac prima mutare, bat cronometrul și dau diplomele la sfârșit, pentru că nu sunt foarte priceput în acest sport, îmi pare foarte rău, sport al minții, dar e o mare bucurie că tinerii sunt acolo, sunt entuziasmați, petrec câteva ore la biserică, context în care se împrietenesc, se joacă, își strâng mâna la sfârșit și la început și au timp să discute despre pasiunile lor și în același timp facem și o competiție care pune pe români împreună, pentru că mi se pare că atât de rare au devenit momentele în care noi români aici peste baltă suntem împreună, cu adevărat împreună și fără să ne certăm, fără să ne ciondănim și căutând unitatea despre care vorbiți atât de mult și care este motto acestei televiziuni. Multe evenimente se apropie, se vor fi în desfășurare, deci 23 aprilie hramul, după care 29 filmul, va fi filmul, încă nu știm la ce sală, da, dar vom anunța din vreme, sper să fiți alături de noi, 30 lecția este demonstrativă, lecția și apoi demonstrativă și apoi concursul de șah. Deci, dragi români de aici, de la Montreal, vă așteptăm să ne fiți să fiți aproape de Episcopia Ortodoxă Română a Canadei, să fiți părtași a evenimentelor pe care le organizează. Îi las părintelui să vă ureze ultimile, să încheie această emisiune cu un cuvânt de Paști. Mă gândesc că sărbătoarea Învierii Domnului este praznicul bucuriei și să dea Dumnezeu să găsim cu toții bucuria în sufletul nostru, acea bucurie care să ne ducă înspre Dumnezeu, pentru că orice formă de bucurie care nu ne duce spre Dumnezeu, nu-i deplină. Vă iubim de aici, de la Montreal, vă așteptăm și data viitoare, să fim uniți!